Sunt convins că și toți cei, toți rapidiștii sunt extrem de dezamăgiți. Prea mulți băieți de treabă în club și prea puțină fermitate. Avem de... E în pericol, domnul Bergodi? Mulțumesc, mă. Când îți hotărât soarta domnului Bergodi? Nu vorbim la clasificare. S-au luat măsuri mai dure? Păi stai un pic. Nu, mă refer că probabil s-au mai întâmplat niște chestii care nu le știi. Tu ai fost de acord ca patron, adică după să vii să spui, păi nu s-au luat măsurile care trebuie atunci. Păi tu ești patron, exact cum face Becali la, nu? La FCSB. Îl dau afară dacă nu, adică las pe cineva să decide și după aia spun eu ca patron, păi n-au luat deciziile corecte. Adică atunci Șucu și-a asumat împreună cu cei cred din conducere. Cred că regretă, eu cred că regretă. E posibil asta, da. N-a luat deciziile atunci când mai fi trebuit, da, mai dure. Că și a lăsat mai multă fermitate, adică alte persoane să se ocupe de deciziile pe care ar fi trebuit să le ia el, da, în momentul ăla, aici, dar aici vom vedea poate... zilele următoare.